Vă salut, dragii mei, sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit. Astăzi vă prezint câteva predicții vechi de 4.000 de ani, confirmate în prezent. Cei care fură vor ajunge să fie în frunte, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Ipoteza conform căreia unii oameni au capacitatea de a prezice evenimente viitoare sau de a interpreta semne cu acuratețe a fost o temă recurentă de-a lungul istoriei umane. Există numeroase exemple de predicții vechi care par să fi fost confirmate în prezent. Iată câteva exemple de astfel de predicții antice sau mitice care au fost confirmate ulterior. Calendarul maiaș. Civilizația Maya a dezvoltat un calendar complex care a inclus un ciclu lung numit calendarul lung. Se crede că maiașii și-au făcut predicții în legătură cu evenimente cosmice sau schimbările care aveau să aibă loc. Profeții biblice. Biblia și alte texte religioase conțin numeroase profeții și predicții despre viitor care s-au realizat, cum ar fi profețiile lui Iisus Hristos despre viitorul Ierusalimului. Predicția lui Nostradamus. Michel de Notre-Dame, cunoscut sub numele de Nostradamus, a fost un astrolog și medic francez faimos pentru centuriile sale, cărți de profeții în versuri. Nostradamus a făcut numeroase predicții referitoare la evenimente majore, unele dintre ele fiind considerate a fi confirmate ulterior. Prorocirile lui Edgar Cayce. Edgar Cayce, cunoscut și sub numele de Profetul Adormit, a făcut numeroase predicții medicale și istorice în timp ce se afla în stare de transă. Unele dintre acestea s-au adeverit mai târziu. La toate acestea putem adăuga Linga Purana, care este una dintre cele 18 texte sacre hinduse denumite Purana. Acest text urmărește să ofere o varietate de informații religioase, pelerinaje și multe altele, textului atribuindu-se estimativ o vechime de 4 milenii. El face referire, în principal, la creația și distrugerea universului. Este considerat un text important în ceea ce privește studiul mitologiei și filozofiei hinduse și este apreciat atât pentru valoarea sa istorică, cât și pentru conținutul său spiritual și religios. Iată câteva din predicțiile semnificative pentru viitor expuse în acest text sacru străvechi. Cei care fură vor ajunge să fie în frunte. Această predicție expusă poate fi privită ca o avertizare împotriva corupției și a lipsei de integritate în conducerea sau influențarea unor grupuri, ori organizații. Creștinismul pune un mare accent pe corectitudine, moralitate și respect față de ceilalți, iar furtul, în orice formă, este considerat un păcat grav, care poate avea consecințe serioase. În contextul românesc, fenomenul corupției și prezența unor persoane asociate cu acest tip de comportament este un aspect recunoscut și analizat îndeaproape de societate. Corupția poate distorsiona valorile și instituțiile, putând afecta în mod negativ progresul, justiția și bunăstarea unei națiuni. Atunci când cei care încalcă principiile de integritate devin lideri sau ocupă poziții de autoritate, aceasta poate genera un cerc vicios de perpetuare a corupției și de diminuarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice. Referirea la o listă lungă de persoane implicate în astfel de practici și asociate cu instituția DNA poate fi interpretată ca o critică la adresa corupției răspândite și la nivel înalt în societatea românească. Acest lucru subliniază necesitatea unei abordări ferme din partea autorităților, a societății civile și a tuturor celor care își doresc un mediu mai integru, echitabil și curat. În învățăturile creștine, preocuparea pentru dreptate, egalitate și onestitate în toate interacțiunile umane este esențială. Astfel, combinația dintre putere și corupție este considerată profund nocivă pentru binele comun și pentru armonia socială. Societatea este cea care trebuie să-și asume responsabilitatea de a promova valorile creștine și de a lupta împotriva corupției și a injustiției în toate formele sale. Această realitate este cu atât mai evidentă în contextul românesc, unde prezența indivizilor asociați acestui comportament corupt se manifestă într-o măsură semnificativă. Lista de persoane implicate care ar putea fi asociate cu DNA-ul
ocupă un volum considerabil, comparabil cu cel al unui almanac. O altă profeție din textul sacru spune că persoanele necalificate, impostorii, indivizii simpli și zgomotoși, vor fi considerați ca fiind înțelepți. Predicția aceasta arată un adevăr fundamental legat de aspectele morale și spirituale ale societății. Încrederea oarbă acordată celor care sunt lipsiți de competențe reale, care se prefac a fi altceva decât sunt, sau care acționează cu ostentație și lipsă de modestie, reflectă o distorsionare a valorilor autentice creștine. Creștinismul promovează înțelepciunea ca pe o calitate divină și o virtute esențială care rezultă din evlavia și cunoașterea lui Dumnezeu. Inversarea acestei valori, prin care persoanele necalificate sau impostorii sunt ridicați la statutul de înțelepți, poate duce la consecințe grave și dăunătoare pentru societate. Oamenii înțelepți în sens creștin nu sunt doar cei care au cunoștințe sau abilități intelectuale, ci cei care trăiesc în conformitate cu principiile morale, etice și spirituale în toate aspectele vieții lor. Analiza guvernelor, distribuției parlamentare și altor instituții de stat din perioada post-decembristă poate evidenția modul în care unele persoane fără competențe sau cu alte motive decât servirea binelui comun au fost promovate în poziții cheie de putere și influență. Acest lucru poate fi atribuit unei lipse generale de discernământ, valorizării eronate a superficialității sau dorinței de a obține avantaje personale în detrimentul principiilor morale și adevăratului bine pentru societate. În învățăturile creștine, înțelepciunea se bazează pe temelia cunoașterii lui Dumnezeu, pe umilință, iubire, respect față de ceilalți și asumarea responsabilității pentru acțiunile proprii. Într-o societate echilibrată și sănătoasă, înțelepciunea ar trebui să fie recunoscută și promovată în conformitate cu aceste principii. Iar impostorii sau persoanele necalificate ar trebui să fie discernuți în mod corespunzător pentru a evita consecințele negative ale erorii și îndreptării pe un drum greșit. O analiză rapidă a guvernelor, distribuțiilor parlamentare, precum și altor organe și organizații de stat românești, în perioada post-1990, evidențiază într-o măsură semnificativă corectitudinea acestei profeții. O altă predicție spune că muncitorii manuali și comercianții sunt promovați la statutul de intelectuali, în timp ce intelectualii sunt adesea degradați la poziții subalterne. Din perspectiva creștină, situația în care muncitorii și comercianții sunt promovați la statutul de intelectuali, în timp ce intelectualii sunt adesea degradați la poziții subalterne, poate fi privită în contextul unor distorsiuni morale și sociale, care îngreunează menținerea unui echilibru corect și just în societate. Înțelepciunea creștină încurajează respectul și aprecierea fiecărui individ în funcție de meritele și calitățile sale, fără discriminare sau favoritism injust. Creștinismul recunoaște valoarea muncii oneste și dedicării în orice domeniu de activitate, indiferent de statutul social sau educația formală a unei persoane. Aprecierea reciprocă și colaborarea în cadrul societății ar trebui să se bazeze pe principii de dreptate, adevăr și respect față de demnitatea umană, în loc de nepotism, corupție sau alte motive nedrepte. Promovarea unui muncitor sau a unui comerciant la statutul de intelectual ar trebui să se facă pe baza calităților, competențelor și contribuțiilor reale ale individului, cu respect față de munca sa și cu atenție la valorile etice și morale. În același timp, recunoașterea experienței și priceperii intelectualilor nu ar trebui să fie diminuată sau ignorată, ci să fie valorizată în mod corespunzător pentru beneficiul comun al societății. În lumina creștinismului, toți oamenii sunt creați egali în fața lui Dumnezeu și sunt chemați să-și folosească darurile și talentele în slujba altora și a binelui comun. Respectul reciproc, promovarea meritocratică și confruntarea cu eroarea și injustiția sunt principii fundamentale care ar trebui să ghideze relațiile sociale și promovarea meritoasă în toate domeniile vieții, inclusiv în sfera politică și profesională.
Exemple concludente din Parlament includ șoferii care devin senatori, secretari de stat cu deficiențe lingvistice, cunoștințe din domeniul comerțului care se implică în activități ilegale, sau angajați cu diplome falsificate care pretind a fi ingineri. De asemenea, se regăsesc intelectualii discreditați din colaborarea cu fosta securitate sau din alte motive, precum oboseala ori dezgustul. O altă profeție din textul menționat vorbește despre destrămarea dramatică a ierarhiilor firești, o ireparabilă dezordine socială. Această transformare dăunătoare a început în România odată cu instaurarea regimului comunist. Altă predicție vorbește despre oamenii drepți de bună calitate care vor avea tendința de a se retrage din viața publică. Creștinește gândind, tendința oamenilor drepți și de bună calitate de a se retrage din viața publică poate fi înțeleasă în contextul unui climat social și politic dominat de compromisuri morale, corupție și lipsa valorilor etice. Oamenii cu integritate și demnitate morală pot simți presiunea și antagonismul din partea celor care își propun să îi descurajeze sau să îi compromită în încercarea lor de a rămâne consecvenți principiilor lor morale. În creștinism, conceptul de separare față de lumea seculară și de sistemul de valori păgâne poate fi interpretat ca o chemare la trăirea unei vieți în sfințenie și puritate în mijlocul unei lumi corupte și în derivă morală. Oamenii drepți pot simți chemarea de a se retrage în contemplare, rugăciune și slujire discretă, evitând compromisurile și influențele destructive ale lumii în care trăiesc. Prin alegerea retragerii din viața publică, oamenii drepți pot să-și păstreze integritatea morală, să-și cultive relația cu Dumnezeu și să slujească în mod discret și eficient în comunitatea lor creștină sau în cadrul unei misiuni ori organizații non-proclamat creștină. Această alegere poate fi văzută drept un răspuns la chemarea la sfințenie și la păstrarea unei mărturii coerente și consecvente în fața lumii. Ceilalți creștini trebuie să respecte și să sprijine această alegere a retragerii din viața publică pentru cei drepți și să fie deschiși la învățăturile și exemplul lor în trăirea unei vieți creștine autentice, în orice context sau circumstanțe. Retragerea din viața publică poate fi văzută ca o expresie a credinței și a devotamentului crescut al celor drepți către idealurile creștine și valorii spirituale în mediul lor de viață. Un exemplu notabil în acest sens este profesorul Vasile Astărăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor, dar există mulți alți indivizi de o asemenea statură morală care au ales să-și găsească refugiul în anonimat. Este dificil să se facă o enumerare exhaustivă a acestor persoane, deoarece nu este cunoscut numărul exact al celor care au optat pentru retragerea din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, este observabil cu ușurință cine a rămas în prim plan. Oamenii vor deveni din ce în ce mai iritabili, mai prezice textul străvechi. Din perspectiva creștină, creșterea iritabilității și a ostilității în societate poate fi privită ca rezultat al pierderii legăturii cu valorile spirituale și etice fundamentale. În creștinism, întărirea relației cu Dumnezeu și cu aproapele, respectul față de celălalt și dezvoltarea fructelor Duhului, precum răbdarea, blândețea și iubirea, sunt considerate aspecte esențiale ale unei vieți în conformitate cu învățăturile creștine. Iritabilitatea poate fi interpretată ca o manifestare a slăbiciunii umane și a pierderii controlului asupra propriilor reacții emoționale. În creștinism, îndemnul la răbdare, la iertare și la împăcare cu ceilalți este central pentru menținerea unei atitudini pașnice și echilibrate în mijlocul provocărilor și tensiunilor din lumea contemporană. Frustrările și stresul pot fi văzute ca o consecință a separării de harul divin și a concentrării excesive pe aspectele materiale și efemere ale existenței. Prin reconectarea cu învățăturile creștine și prin cultivarea unei vieți spirituale vibrante, oamenii pot găsi pace interioară, echilibru și armonie în relațiile lor cu ceilalți. Credincioșii trebuie să se străduiască să-și îmbunătățească autocontrolul, să-și cultive răbdarea și să practice iertarea și iubirea față de semeni,
urmând astfel exemplul lui Hristos. Prin abordarea situațiilor tensionate cu bunătate, înțelegere și compasiune, putem contribui la reducerea iritabilității și a conflictelor în societate, promovând un climat de armonie și respect reciproc în spiritul evanghelic. Este evident că oamenii devin din ce în ce mai iritabili. O mare parte a societății românești actuale este formată din indivizi mânioși, conflictuali, mereu gata să sară la ceartă încă de la prima ora dimineții. Factorii cum ar fi stresul zilnic și frustrările acumulate în identități predispuse spre ostilitate constituie doar câteva elemente care alimentează acest foc al celor cu o predispoziție înnăscută către conflict. Instituția respectului va intra în derivă. Vor fi respectați preponderent cei nedemni. Vor câștiga teren nerușinarea, călcarea cuvântului dat și invidia, mai profețește textul. Din perspectiva creștin-ortodoxă, evoluțiile sociale și culturale menționate pot fi interpretate ca semne ale unei scăderi a nivelului de spiritualitate și respect în lume. Instituția respectului, fundamentală pentru o conviețuire armonioasă și pentru dezvoltarea morală și spirituală a indivizilor, pare să fie în pericol de a se dilua și de a fi înlocuită de alte valori superficiale și egoiste. În învățăturile creștin-ortodoxe, respectul față de ceilalți și față de principiile morale și spirituale este privit ca o expresie a înțelepciunii și a conștiinței superioare a individului. Prin respect recunoaștem demnitatea și valoarea fiecărei ființe umane, reflectând perspectivele creștine asupra iubirii, fraternității și respectului pentru aproapele nostru. Încălcarea bunelor maniere, lipsa de respect și invidia sunt considerate învățături negative care pot corupe relațiile interumane, atrăgând suferință și discordie în societate. Valorile morale, precum onoarea, respectul și fidelitatea, sunt esențiale pentru menținerea armoniei și echilibrului spiritual în comunitate. Această evoluție a comportamentului social reflectă o schimbare profundă în valorile și normele societății contemporane, unde manierele tradiționale și respectul reciproc par să fi fost înlocuite de o cultură a egocentrismului și a disprețului față de alții. Trebuie să reflectăm cu atenție asupra acestor schimbări și să ne întrebăm în ce direcție ne îndreptăm ca societate. Textul mai prezice că vulgaritatea va împânzi totul. Din perspectiva credinței ortodoxe și altor religii, vulgaritatea este adesea privită ca o manifestare a lipsei de respect față de sine, față de ceilalți și față de valorile morale și spirituale. În general, religiile promovează un comportament etic și moral care este caracterizat de respect, iubire, modestie, bună cuvință și civilizație în relațiile interumane. În credința ortodoxă și în multe alte tradiții religioase, se pune accent pe importanța păstrării unei purități interioare și exterioare, care să se reflecte în comportamentul și vorbirea noastră. Limbajul obscen, gesturile nepotrivite sau atitudinile lipsite de decență sunt considerate incompatibile cu valorile spirituale și deschid drumul către degradarea morală și spirituală. Impactul pe termen lung pe care vulgaritatea îl poate avea asupra societății în ansamblu și asupra relațiilor interpersonale este destructiv. Abordarea acestui comportament poate eroda respectul reciproc, valorile morale și bunul simț în cadrul comunității. Coeficientul de ură din fiecare om va cunoaște o alarmantă creștere, mai prezice textul. Din perspectiva religiilor, tema urii este abordată în diferite moduri, dar există învățăminte comune care subliniază importanța gestionării și depășirii acestui sentiment destructiv. Ura, invidia, ranchiuna și alte stări negative ale sufletului sunt adesea văzute ca obstacole în calea unei vieți armonioase, bazate pe iubire, compasiune și respect reciproc. Multe tradiții religioase pun în prim plan importanța cultivării virtuților ca iubirea, toleranța, iertarea și empatia. Aceste valori sunt considerate fundamentale pentru menținerea unei bune relații atât cu divinitatea, cât și cu ceilalți oameni. Evitarea și depășirea urii
sunt văzute drept aspecte esențiale ale dezvoltării spirituale și morale a individului. În ceea ce privește fenomenele precum invidia și ranchiuna, religiile oferă adesea sfaturi și învățăminte despre recunoașterea și gestionarea acestor sentimente negative. Promovarea unei comunicări deschise, a empatiei și a capacității de a ierta sunt considerate căi spre vindecarea relațiilor și spre creșterea armoniei în comunitate. Astfel, prin autocunoaștere, practică spirituală, angajament în serviciul celorlalți și respect față de valorile spirituale, individul poate să-și depășească trăirile negative și să cultive sentimente și acțiuni bazate pe iubire, înțelegere și bunăvoință. Ura și alte stări negative ale sufletului nu aduc beneficii, ci dimpotrivă afectează atât pe cei din jur, cât și pe cel care le manifestă. Prin urmare, căutarea armoniei interioare și exterioare este văzută adesea ca un element esențial al vieții spirituale în cadrul diferitelor tradiții religioase. O altă profeție arată că discernământul, ca percepție a deosebirii dintre bine și rău, se va șubrezi. Perspectiva religioasă cu privire la discernământ și capacitatea de a distinge între bine și rău variază în funcție de învățăturile și interpretările specifice ale fiecărei tradiții religioase. Multe religii consideră discernământul ca fiind o virtute esențială, un dar divin acordat omului pentru a-i ghida alegerile și acțiunile către bine. Într-adevăr, atunci când discernământul este afectat de influențe externe negative, cum ar fi falsuri, manipulări sau mesaje rău intenționate, pot apărea dificultăți în judecata corectă a situațiilor, în luarea deciziilor sau în distingerea clară între bine și rău. Astfel, individul se expune riscului de a fi influențat în mod inadecvat și de a adopta soluții greșite ori eronate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Religiile încurajează adesea credincioșii să rămână vigilenți, să-și îmbunătățească discernământul și să nu se lase manipulații de forțe sau influențe malefice. Căutarea cunoașterii, reflectarea asupra valorilor morale și spirituale, precum și rugăciunea și meditația, pot fi căi prin care individul își poate întări discernământul și poate rămâne ancorat în valorile și principiile sale în fața provocărilor și ispitelor externe. Trebuie să cultivăm o atitudine de precauție și să ne bazăm pe principiile noastre morale și spirituale în procesul de luare a deciziilor, pentru a ne proteja discernământul și a acționa în conformitate cu ceea ce credem că este corect și benefic pentru noi înșine și pentru ceilalți. Creștinismul se bazează pe Biblie ca principală sursă de revelație divină și de învățătură spirituală. În general, creștinismul încurajează o atitudine de discernământ, de responsabilitate și de acțiune în fața realităților cu care se confruntă o societate. Este important ca credincioșii să-și asume un rol activ în promovarea valorilor creștine, în lupta împotriva nedreptății și a corupției, precum și în construirea unei comunități bazate pe iubire, respect reciproc și solidaritate. Adevărurile spirituale și morala reflectate în învățăturile creștine oferă o fundație solidă și etică pentru a aborda provocările și problemele contemporane, inclusiv cele identificate în societatea românească de azi. Însă, nu putem să nu observăm că în aceste predicții recunoaștem cu ușurință profilul societății actuale, scrierea indiană Linga Purana, uimind prin acuratețea adevărurilor expuse cu multe mii de ani în urmă. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și să ne reauzim cu bine. Pe curând!